Merg mai departe, viața e înainte. Dacă ești în război și războiul se câștigă cu mai multe lupte. Toate luptele acestea care se fac în domeniul acesta vor merge mai departe și eu trebuie să stau pe câmpul de lupte, ce să fac. Eu o să țin în continuare că sunt nevinovat și că ce am făcut acolo cu toți colegii e perfect legal. Mai departe nu am cum să comentez. Ne-am susținut și ne susținem cauza în continuare. Problema care o pun încă, o spun încă o dată este legat de faptul că noi tot ce am făcut legal. Și faptul că a existat o decizie într-un fel și apoi o altă tip de decizie și aici arată că lucrurile se văd în mai multe feluri. Lăsăm în continuare. Viața ne arată, o să fie decizia finală cum o să fie, o să fim disciplinați, o respectăm și asta. Până atunci, la muncă. Întrebat despre faptul că se vehiculează deja numele unor socialdemocrați care i-ar putea lua locul la conducerea PSD Argeș, Constantin Niculescu a răspuns. E bine că sunt oameni care poate să ia locul, e bine că sunt oameni foarte mult bine pregătiți, le urez succes în continuare. Oricum, noi nu suntem nemuritori, așa că să nu-și facă griji. Nu ne-a născut Dumnezeu nemuritori pe posturi, așa că ne ducem mai... Dacă unii vor mai repede, s-ar putea să se întâmple, alții dacă s-ar putea să mai doresc așa. Președintele Constantin Niculescu a spus și că, dincolo de orice, îl doare faptul că familia suferă cel mai tare. Că singurul lucru care mă doare cel mai tare și în mod sigur e familia. Aia e nevinovată și suferă din cauza mea. Asta e un alt aspect. Bine, fac în familie la mine acolo și am grijă să-mi rădă treaba. Mai departe, fiecare își primește de la Dumnezeu ce crede Dumnezeu că poate să merite fiecare. Și dacă am eu dreptul să judec pe cineva, în acest dosar, în primă instanță, în luna mai, președintele Niculescu primise de la Tribunalul București un an cu suspendare. După decizia Curții de Apel, Constantin Niculescu mai are o cale de atac la Înalta Curte de Casație și Justiție.